Vicecampionii de la ACS Volei Municipal Zalău încep mâine seară de la ora 18 lupta pentru apărarea trofeului Cupa României. Trofeu cucerit în sezonul trecut în dauna echipei campioane, Club Volei Municipal Tomis Constanța, grupare care, din păcate, s-a retras în acest sezon din toate competițiile sportive naționale și internaționale. ACS Volei Club Municipal Zalău începe lupta pentru câștigarea pentru al doilea an consecutiv a Cupei României mâine seară, în propriul fief, cu prilejul Manșei Tur din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României. În urma clasării pe locul 2 în ediția de campionat 2014-2015, gruparea vicecampioană intră în competiție din faza sferturilor de finală ale Cupei României, astfel că pentru a intra în posesia trofeului trebuie să treacă de numai 3 formații. Prima adversară ivită în calea actualei deținătoare a Cupei României este echipa clujeană, CS Unirea Dej, formație care nu a câștigat niciun meci în fața zălăuanilor din 24 aprilie 2010, când gruparea dejană s-a impus în cadrul turneului de la Constanța cu scorul de 3-0, pe seturi 25-21, 25-18 și 25-22, dar a căror victorie nu a afectat deloc formația zălăuană, care a câștigat la finalul respectivului turneu titlul de campioană națională. Primul duel din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României dintre ACS Volei Club Municipal Zalău și CS Unirea Dej este programat mâine, 17 februarie, începând cu ora 18 și va fi găzduit de Sala Sporturilor din Zalău. Pentru sălăjeni, partida de mâine nu este deloc una specială și pornesc cu prima șansă după ce au învins în acest sezon, atât în tur cât și în retur, gruparea din Urbea de pe malul Someșului. Mai mult de atât, seria victorilor cu scorul de 3-0 obținute în această lună de elevii lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae ridică și mai mult moralul zălăuanilor, care își doresc să obțină o victorie scurtă în numai 3 acte, pentru a evita oboseala inutilă, deoarece pentru vicecampioni urmează la finalul acestei săptămâni o deplasare lungă până în județul Prahova, acolo unde urmează să se dueleze sâmbătă la orele amiezii cu LMV Tricolorul Ploiești.